Cum am ajuns așa? Am mai spus-o, cred că prin complicitatea noastră a tuturor. Trebuie să recunoaștem că am fost complici, vrând nevrând, așa au fost vremurile, așa a fost situația, dar sistemul, din păcate, noi l-am creat. Oamenii, în general, creează sisteme. Faptul că am tăcut, că n-am spus adevărul la timp, a dus la o degradare constantă și în situația asta se pare că este foarte greu să mai recuperăm ceva la momentul ăsta. Dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii care nu au trecut. Unul dintre foarte puține oameni care nu au trecut. Știu că ați plătit un preț mare. Foarte mare. Eram așa un om atipic în spital, pentru că am vrut să-mi fac meseria, am vrut să am satisfacții profesionale și în ultima vreme nu prea mai puteam. Și eram cam într-un permanent conflict și cu medici și cu șefi, mai ales, dar din păcate nu puteam să schimb lucrurile de una singură. Am avut chiar înainte de colectiv, în vara înainte de colectiv, o discuție cu managerul de atunci, Marinescu, și i-am spus că în reanimare mor arșii de infecții, că... Și mi-a răspuns că asta nu e treaba mea. La fel, la un raport de gardă era domnul director medical, doctorul Nițescu, și l-am întrebat, tu știi ce mortalitate este în secția de reanimare? A dat din numele așa și mi-a spus cam 90%. Și zic, pe tine nu te îngrijorează lucrul ăsta? Nu mi-a mai răspuns nimic, ne-am ridicat toți și am plecat. Deci cam așa stăteau lucrurile. Și v-am spus, de una singură era foarte greu, doar că la un moment dat n-am mai suportat. Era prea multă minciună, prea multă moarte în jurul meu, prea multă indolență. Și am hotărât să vorbesc pentru că altfel mă sufocam. Probabil înnebuneam eu. Și a fost ca o eliberare, deși am realizat cam ce mă așteaptă și care vor fi consecințele. Dar am făcut-o pentru că trebuia. Așa am simțit. Noi am văzut partea frumoasă, un medic care a ieșit și a spus adevărul, dar partea cealaltă, noi nu am văzut-o, consecințele. Partea cealaltă a fost un infern pentru mine. Am mai spus-o, era, cred că dacă ar fi putut să mă omoare cu privirea, s-ar fi întâmplat. Era o presiune constantă, îngrozitoare. Hărțuieli, abuzuri, umiliri. Mi-a fost foarte, foarte greu să rezist. Dar, pe de altă parte, le era și frică de mine, adică era, mie mi-era de ei, lor de mine, m-ar fi și omorât, dar le era și frică. Și atunci, nu știu, probabil că am
puterea asta, curajul ăsta de a spune lucrurile adevărate m-a ținut și mai departe. Situația mea e la fel așa de ingrată, așa. Am încercat să plec de acolo, dar nu am fost acceptată nicăieri unde am vrut. Adică toți șefii de secție m-au respins. Sunt ca un soi de paria acum, așa, am ajuns la un echilibru acolo, dar presiunea rămâne în continuare. Pentru pacienți, știți bine că a fost făcută o renovare, căreia eu i-am spus, de fapt, o cosmetizare. Adică sunt acum saloane dedicate unui singur pacient, doar că a rămas aceeași cadă pentru toți, în care se face toaleta lor zilnic. Așa, la prima vedere o să spuneți că sunt e aparatură modernă, că arată totul foarte bine, ca în străinătate, la standarde europene, cum am mai auzit, doar că microbii sunt aceiași. Deci, lucrurile nu s-au schimbat în profunzime, de fapt. Cum v-a schimbat viața în afara spitalului, această experiență? Dacă ați cunoscut oameni care vă apreciază, dacă cu siguranță ați cunoscut care v-au mulțumit? După vizionarea cu presa a filmului, am primit un mesaj a doua zi de la Maria Cârstea, un om din care a contribuit la film și care mi-a spus că am fost minunată aseară și că chiar dacă înțelege prin ce am trecut și prin toată suferința și durerea prin care am trecut, eu sunt o voce, am început să fiu o voce pentru mulți și atunci am mulțumit și am spus, de fapt, știi, cred că ăsta este singurul lucru bun și probabil pentru care a meritat să fac tot sacrificiul ăsta, faptul că am reușit prin modul ăsta să cunosc niște oameni de excepție pe care altfel probabil nu i-aș fi întâlnit. Și asta e valabil, ce să zic, începând cu prietenele, prietenii mei care mi-au fost alături tot timpul. Am descoperit și oameni noi, oameni pe care eu credeam că nu mai există. Și a fost o bucurie și pentru sufletul meu și pentru viața mea. Și în final toată experiența asta chiar m-a îmbogățit spiritual, zic eu așa, sufletește, și a meritat. Trăim așa într-un cult, m-am gândit, e cultul tăticului, al șpăgii, banului și al imaginii. Și probabil că e momentul să ne revoltăm fiecare, să nu mai acceptăm compromisuri, să ne apărăm viața, demnitatea, drepturile, pentru că na, fiecare, viața este unică, irepetabilă, nu avem cum să mai avem alta. Și să fim autentici, adică să spunem ce gândim, să nu ne mai judecăm, să învățăm să ne ascultăm, chiar dacă vorbim în contradictoriu,
Și să fim autentici, de fapt. Adică să fim în acord cu noi înșine, pentru că altfel nu cred că... Nu cred că vom mai putea trăi bine. Am auzit diverse justificări și variante. Unii că au familii de întreținut și copii și că își riscă posturile, că își riscă meseria. Probabil așa, pe termen scurt, e cumva plauzibil și de înțeles. Doar că peste ani vor plăti compromisurile astea copiilor. Pentru că eu stau acum gândindu-mă la mine și mă întreb ce dezastru a produs comunismul, că de fapt a pervertit mentalități, suflete, tot. Și mă gândesc acum că părinții mei au fost niște lași, că n-au vorbit atunci. Pentru că dacă atunci erau mai mulți care să vorbească, să se împotrivească, să se revolte, soarta noastră, viața noastră, societatea noastră acum ar fi arătat cu totul altfel.